Bună seara, doamnelor și domnilor! Un invitat special în seara aceasta, un om al cărui nume l-am pomenit foarte des pe parcursul mondialelor din 1994 din America și pe care îl pomenim în continuare pentru că a fost eroul unei faze care rămâne în istoria fotbalului românesc. Mulți l-au învinuit, alții l-au absolvit de vină pe cel care n-a ieșit la timp pe o centrare în meciul cu Suedia, știți cu siguranță contextul. Kenneth Anderson a egalat la 2 în prelungiri, România conducea cu 2-1, după care am pierdut la penaltiuri și implicit șansa de a juca în sferturile de finală împotriva Braziliei. Doamnelor și domnilor, în seara asta, în fața dumneavoastră, Florin Prunea. Bună seara, Ovidiu, mulțumesc frumos pentru invitație și cred că, așa cum ați început, va fi o emisiune foarte grea pentru mine. Da, grea nu. Nu, stai liniștit, că o facem din ce în ce mai ușoară. Florine, cu ce vrei să începem? Lumea știe, fără îndoială, Florin Prunea a fost până de curând manager general la Dinamo, echipă de care și-a legat mare parte din carieră, nu întreaga carieră, pentru că poate că acest amănunt le-a scăpat unora. Florin Prunea, campion cu Dinamo, a fost mai înainte campion cu Universitatea Craiova. Campionatul și cupa din 1991 cu Cârțu antrenor, după care a trădat Oltenia și a venit la Dinamo, unde a fost titular 6 ani, a prins 40 de selecții, 40 de meciuri în echipa națională. Ca să nu ai o reclamație să ne trimiți, eu știu, la ONU, unde să ne reclam, la OMS acum, începem cu World Cup 94 sau începem cu Dinamo? Cu ce doriți dumneavoastră? Hai Dinamo, să începem cu Dinamo. Cu Dinamo. Dinamo este o poveste, cea mai veche poveste, de fapt începutul poveștii mele ca jucător. În 1977, nu știu câtă lume știe, eu m-am dus la Steaua, pentru că stăteam pe Alea Compozitorilor, lângă Drumețul. Știți de Ovidiu că era 200 de metri până la stadion, 300 de metri. Și era antrenor, Dumnezeu să-l ierte, Petre Mihai, generația antrenorului lui Ilie și al lui Dan Petrescu. Care antrenor de copii cunoscut de copii epocă. Cunoscut unii cei mai buni. Și profesorul Fabian de la Tur, dar era șeful centrului de copii și junior pe vremea aceea, la Steaua. Și m-am dus acolo singur. Eram într-o pereche de pantaloni scurți, un tricou, tenis și în picioare și m-am dus la, să mă scriu la selecție, ca și era pe vreme. Și nu o să niciodată pe domnul Petre Mihai. De mulți numai de bine, dar s-a uitat așa la mine, m-a scrutat de la firul de păr până la ghea de la picior și mi-a zis: băi băiatule, du-te și apucă-te tu de altceva. De ce? Erai mic, erai eram firav, erai... slab, eram slab, da. Și m-am dus acasă și plângând m-am dus acasă, de rușine, pentru că erau copii acolo, alergau, mi-a plăcut când i-am văzut în cadrul organizat. Sigur că la vârsta aia e o joacă, nu te gândești mai departe. Și m-am dus acasă și când a venit tata seara de la servici, tata lucra la Ministerul de Externe, care era în actualul guvern. Pe vremuri, dacă ți-am minte. Și era aproape de Dinamo, că vorba aia, Ștefan, de acolo începutul lui Ștefan cel Mare, Șoseaua. Și zice tata: bă, dar ce să ai, de ce pleci? Iar ai făcut tâmpenii pe la școală. Zic, n-am făcut nicio tâmpenie, uite, m-am dus la Steaua, la fotbal. Păi tu te duci fără mine să înscrii la fotbal? Zic, bă, bă, tată, dar mi-a zis că n-am ce să caut la fotbal. E, lasă că mâine te iau eu de mână și te duc la Dinamo. Și m-a luat tata a doua zi de mână, Dinamo. Și așa am ajuns la Dinamo. Da. Apropo de tata și... circulă așa o vorbă că tatăl tău era diplomat, din ce am înțeles. Tatăl meu, da, împreună cu mama ta, plecat la diverse posturi afară și 35 tu ai crescut, de ani. Eu am crescut, tu ai crescut mai mult singur. Cu bunica. Cu bunica. Cu bunica mea, da, cu mama lui tata. A, deci de-aia n-ai avut, cum să spun, cine n-a avut cine să te controleze. Să-i m-a controlat, da. Și m-am dus la Dinamo. Și la Dinamo, Neafană Stănculescu, Dumnezeu să-l iert, era și antrenorul. Și am jucat, Neovidiu, 3 ani de zile atacant, până la 10 ani. Schimbându-se antrenorul, a venit domnul Gheorghe Timar. Dumnezeu. Vezi, Florine, dacă rămâneai atacant, acum ne calificam atunci în sferturile cu Brazilia. Da, sau poate marcam. Și când a venit Timar antrenor, ne-a pus pe toți copiii așa într-o linie și ne-a zis, s-a uitat la fiecare. Daniel Sava, care juca, îl știți, fostul fotbalist, mijlocaș, era portar. Eu eram atacant și când a ajuns la mine, tu treci în poartă. Și eu zic, domnul profesor, eu trec în poartă, eu plec acasă, eu nu stau în poartă. Aveai câți ani? 10 ani. 10 ani. Trecuseră la 7 ani și poți să la 7. Zic, eu plec acasă. Tu te acasă să nu mai deprim pe aici. Când m-am dus acasă, iar ce ai făcut, mă, tata? Tata m-a pus în poartă, eu nu mai mă duc la fotbal. Nu, eu vreau să alerg, să dau goluri. Haide, mă, lasă că mergem și vorbim. Și după o săptămână, tata s-a dus, a vorbit cu Timar și m-am dus la antrenamente. Și așa
Și te-ai dus portar. Și m-a dus portar. Bineînțeles, în același timp, al doilea portar, știi cine era? Stele. Noi am crescut de la vârsta de 8 ani. Da, da, aia știu că ați crescut Stelica, împreună. Da. Deci atunci era el rezerva ta. Da, pe vremea aceea erau două grupe valorice. Era grupa întâi. S-au schimbat rolurile. Da. Viața cum este. Și am crescut amândoi la copii. Bun, Florine, că acum nu putem face o emisiune, spunem Florin a nimerit în poartă din întâmplare. Când a început să-ți placă, totuși, să fii portar? Păi, după aceea, sigur că m-a început să-mi placă. După aceea, m-am obișnuit în poartă. Dar după aceea nu mai era o joacă. Când au început campionatele, avea responsabilitate, campionatele de mini-fotbal și așa mai departe, turnee prin țară, turnee în străinătate, pentru că Dinamo ne oferea posibilitatea să plecăm și afară. Erau celebrele dinamoviate, dacă vă aduceți aminte, da, da, între da, echipele da. Ministerului de Interne. Și după aceea, bineînțeles că l-am început să câștig bani. În jur de la 15 ani am câștigat primii bani. Pentru că aveam acea indemnizație pe care ne-o plătea clubul. Ai avut, din ce știu, noroc la bani în decursul carierei, dar noroc și ca sportiv, pentru că n-ai avut mare accident. N-am avut, așa este. Am fost față de alți sportari, care au stat pe gips, în spital. Nu, n-am avut. N-ai avut niciun accident. Nu, niciun moment. N-am avut. Nu. Așa este. Norocos. Când zic eu norocos. Norocos și că ai ajuns în emisiunea asta de vicelebru. Da. Și pielea bună, oasele tari. Oltenii, părinții amândoi, tata de la Gorj și mama din Mehedinți. Auzi, Florine, și a rămas, cum să spun, rivalitatea cu Sterea până când v-ați retras. Până când a retras și multă lume nu știe, v-am spus că am stat la bunica. Noi am făcut și școala împreună la liceul 37, cel de pe Maior Coravu, cum intri spre stadion, da, la Pădreapă. Da, știu. Deci noi terminam antrenamentul dimineața, când nu aveam masă la club, eu cu Sterică luam cu mine la bunica mea și ne așteptam cu masa pe amândoi. Mâncam amândoi și de acolo plecam la școală amândoi. Și eu stăteam cu el de dimineața până seara. Și ați rămas prieteni? Păi cum să nu? Suntem, bineînțeles. Bun, și această rivalitate a născut o invidie, v-ați certat, v-ați... Nu ne-am certat, dar v-ați urât, că... Da. Nu ne-am certat, ne-am urât, dar niciunul nu-i convenea să fie rezervă. Și o recunoaște și el și n-a cum să o asta a fost o concurență benefică pentru fotbal. A fost, dar nu numai eu și Stelică. Țara asta a avut portar, mă, Neovide. Au fost și alți portari. Mie mi-era frică când venea convocarea la echipa națională și când eram chiar la Craiova, când am făcut eventul, că atunci am debutat la echipa națională, să nu fiu, să fiu al treilea, eram mulțumit. Adică să nu mai încap în lot. Da. Eram stare să mă duc pe picioare până la București. Chiar vorbeam cu Săndoi, cu Adrian Popescu, cu Bădiță, cu colegii mei de echipă. Când veneau convocările, băi, își luau și pe picioare, nu mai s-au la echipa națională. Auzi, Florine, care a fost cel mai mare portar din epoca modernă, așa, din ce ai văzut tu? Mie, în România, cel mai mare portar, cel mai mi-a plăcut de Moraru. Moraru, Țețe Moraru. Și bineînțeles și Silvică au fost... Silviu unii... Lung. Da. Și sunt și portare care cred că meritau mai mult. Unul, din punctul meu de vedere, este Hermu Ducada. Ducada. Da, Rică? Nearică, sigur, el e în altă generație. Eu eram copil când mai mă ducea tata la celebrele cu plaje. Mă lua de mână și mă ducea, mă ținea pe tribună toată ziua pe acolo. Că știți că erau stadionul, era fi plină. Trebuia să vii dimineața la 10 ca să prinzi loc pe stadion. Și tata mă lua, îmi punea un covid din ăla în cap ca să nu mă bată soarele și lua tablele și juca cu vecinii tablele și eu stăteam pe acolo, pe lângă ei și eu. Deci când erai deja la Craiova, ți era frică să nu cumva să rămâi al treilea? Eram în stare... Orice să fac mai să fiu la echipa națională. Dar ăștia portarii de astăzi, Tătărușanu, clasă? Mare. Mare? Clasă, Constanță, îl cunosc. Să zic, comparabil cu generația voastră? La fel. Eu cred că la fel. Dacă avea parte și de o generație mai bună, putea să aibă rezultate mult mai bune. Merita mai mult. El, Cristi Chivu, Adi Mutu, jucători care eu cred că meritau mai mult. Da, sigur, s-au retras... Fără să aibă la echipa națională nicio mare performanță. Au avut turneul final, că dacă Adi nu ratează acolo cu Italia, noi mergem mai departe în 2008, nu? În Elveția. Acum, poate lumea nu știe, invitatul meu are 40 de selecții în echipa națională și se pregătește, suntem invitați toți, săptămâna viitoare pe 8, nu? 8 august, da. Pe 8 august, sunt 0-8-0-68. Împlinește 52 de ani, așa încât nu vă faceți program pe 8 august. Suntem invitații lui Florin. Bun, am înțeles Dinamo vechi. O să te mai întreb de Craiova, da? Spune-mi, acum ai venit la Dinamo într-un moment pe care tu l-ai numit război civil. De ce ai zis și la ce te-ai referit? Ovidiu, eu am negociat prima dată cu Dinamo înainte de numirea lui Mircea Rednic. Așa. Dacă eu ajungeam la Dinamo atunci și mă înțelegeam cu clubul, în sensul că nu ne-am înțeles, n-a fost vorba de parte financiară, ca și an, ca durată. Așa. Semnam. Și veneam de atunci.
După aceea am venit iarăși din nou la insistențele, în primul rând, a suporterilor. Aici n-am să înțeleg niciodată. La insistențele lor mi-au făcut și celebra scrisoare atunci, hai în acasă, înapoi Florine, pe CH, ați publicat-o și dumneavoastră, e momentul să vii înapoi acasă. M-a sunat, bineînțeles, Danciu și cu Neagoe. Neagoe, coleg de-a mea echipă, lucrasem cu el la Iași, un antrenor foarte bun. Eu cu el la Iași, în ultimul an, n-am pierdut 15 jocuri, Neovidiu. Și am câștigat play-out-ul la o diferență mare de puncte. După aceea ce s-a întâmplat, că nu s-a prelungit nici contractul lui, nici al meu, o altă discuție. Și în asistență lui și a lui Danciu, am zis. Eu am văzut ce era aici, cu datul foc la hotel, la domnul Negoiță, cu suporteri peste echipă în cantonament. Și zic, bă, dar ce să caut eu aici, nebunia asta? Dar la insistențele lor am acceptat și am semnat. Ca după aceea să-mi dau seama, după prima etapă la Viitorul, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, m-am întâlnit cu o parte a suporterilor. Și mi-a spus în felul următor, Florine, oricine vedea în locul tău, pățea la fel. Eu din prima zi în care am intrat acolo, am fost înjurat. Pentru că... De suporteri. De suporteri. Așa. Pentru că... Păi suporterii crezut... te-au vrut și suporterii, da, te-au înjurat? Pentru că ei au crezut că Negoiță m-a adus ca eu să fiu un fel de paratrăsnet între... De tampon. Între de tampon, da. El și mi-am dat suporteri. Seama. După meciul cu Viitor am vrut să renunț, să recunosc. Când suporterul a intrat pe teren, când eu m-am dus acolo și am reușit, eu m-am dus la ea acolo, faceți aminte episodul, da, da. Nu pentru a liniști pe suporteri. Mi-a fost frică că intervenția jandarmilor va fi una foarte drastică. Și în tribună acolo erau și femei, erau și copii, familii care erau la țară în vacanță, că a fost prima etapă din tur, august, dacă nu mă înșel. De aceea m-am dus. Și atunci ei au zis că m-am dus acolo ca eu cumva să le pun pumnul în gură. Să nu-i las, am intrat pe teren, da, mă rog. Ca emisar al lui Negoiță. Ca emisar al lui Negoiță. A doua zi m-am întâlnit cu o parte dintre ei la o bere și mi-au spus, Florine, putea să vină oricine. Și Lucescu, că venea și Dinu, la fel de rău îl înjuram, cum te înjurăm și pe tine. Și atunci am zis, domnule, hopa, stai așa, că eu n-am ce să caut aici. Asta nu este războiul meu. Și am vrut să renunț. Dar m-a frumos, luat... ai zis și atunci, e un război, dar nu e al meu. Dar m-a luat Neagoe, primul m-a luat și mi-a zis, bă, am ajuns aici, te rog frumos, nu mă lăsa. Haideți să mergem înainte, să vedem, o să o reparăm, avem timp, sunt convins, avem echipă bună. Da, Danciu la fel, Florin, te rog frumos, nu ne lăsa singur, că aici e nenorocire, nu vorbește nimeni. Și m-au hotărât și s-a întâmplat și cu Neagoe ce s-a întâmplat. Doamne, bine că... Ai fost acolo, nu? Am fost acolo, da. V-ați speriat rău? Păi eu, când a spus, au fost două femei incredibile, Neovidiu, asistentele care l-au salvat pe Eugen atunci. Când au zis încarcă, știți că astea șocurile electrice... Încarcă automat numai dacă ai puls zero. Altfel, da. Ele nu se încarcă când le pui pe pacient. Când a spus încarcă, atunci mi-am dat seama că știam, e puls zero. Neagoe, el n-a mai fost cu noi câteva secunde. El a fost dincolo. Și când l-a aruncat în sus, când a fost să-l aruncă în sus și că s-a trezit deodată așa, zic, Doamne, a scăpat. Și primele cuvinte care a zis, unde e Prunea? Chemați-l pe Prunea. Au fost primele lui cuvinte pentru că eu am fost acolo și am stat lângă el și am spus, băi, te rog frumos, liniștește-te, e bine, uite, suntem aici toți, te rog frumos, la spital, du-te la spital, după aceea venim, vin și eu la tine la spital. S-a terminat meciul și m-am dus de la spital. Și la fel la spital, când am ajuns, toate asistentele, domne, vrea să vorbească cu Prune. N-a întrebat de soție, n-a întrebat, era și fratele lui acolo, fratele Neagore, cred că știți. Da, da. Florin, unde e Florin? Și mi-a zis, băi, te rog frumos, nu pleca, nu mă lăsa aici singur. Te rog frumos, nu pleca, știu că vrei să pleci și nu pleca. Și am rămas. A fost o chestie și emoțională, dar eu n-aveam ce să caut aici în Ovidiu. Sincer. Adică la Dinamo vrei la Dinamo, momentul de față. Bun, dar de fapt, cu cine nu te-ai înțeles? Cu Negoiță sau cu Bălănescu? Păi nu, eu m-am înțeles de la început. Eu am avut ofișa postului foarte clară când a venit la Dinamo. Așa. Ofișa postului în care nu se făcea nimic fără mine. Eu eram principalul responsabil de transferuri, eu eram principalul responsabil de relația. Nu s-a respectat nimic, de ce? Nici măcar 2%. Și bineînțeles adică că făceau transferul, nu te întreba nimeni nimic. Nu mă întreba nimeni absolut nimica. Nu mai spun de sume, de negocieri. N-am avut niciun amestec. Impresari și așa mai departe. Eu eram practic rupt de realitate. Eram cu echipa la Săftica toată ziua, cu antrenorii și cu jucătorii. N-aveam, nu știam. Se schimbau lucrurile cu așa o repeziciune, într-o viteză atât de mare, încât ce vorbeam dimineața nu era valabil la prânz. Nu mai spun seara. Nu mai spun a doua zi. Ne trezeam cu tot felul de tăieri, de la mâncare, contracte la jucătorii, apă caldă, niște lucruri din astea penibile de la un club de talia. Acum, vara nu e neapărat nevoie să ai și apă caldă. Hai, da. Să și după aceea, bineînțeles că a fost momentul Dan Nistor în care acolo a fost ruptura totală, în care n-am fost de acord cu vânzarea lui pe suma pe care s-a dat, pentru că eu consider că da, o sumă mică, Dan Nistor, 260.000 de euro în Ovidiu, sunt două locuri în clasament. Ori eu cred că Dinamo cu Dan Nistor în teren, noi nu
pierdeam play-off-ul. Pentru că în momentul în care a plecat Nistor la Dinamo, dacă ți-ți aminte, noi eram la bătaie pentru play-off. O reparaserăm cât de cât când a venit Dușan. Eram, dar a venit celebra conferință de presă al lui Negoiță, în care ne-a chemat la rim pe mine și pe Danciu. Și eu credeam că mă cheamă, i-a zis lui Danciu, zic, bă, să vezi că reia finanțarea, că suntem pe locul 6. Era înainte de meciul de la Craiova, de la Severin, când ne-a bătut Craiova 4-1, ne-a ovit. Înainte de meci. Și ne-am dus la hotel și ne cheamă și ne spune, bă, uite de ce v-am chemat, uitați ce vreau să fac. Fac o conferință de presă în care îmi retrag finanțarea și anunț vânzarea clubului pe un leu. Eu am crezut că îmi pică biroul pe mine acolo. Zic, păi, cum să faceți asta acum, când am reparat-o, când a venit lumea lângă echipă, avem rezultate. Nu puteți faceți așa ceva. Păi de ce, Florine? Păi uitați care sunt argumentele mele. Astea. M-a săturat să mă înjure. El avea niște argumente care mi-era foarte greu să-l convinc. Da. Avea Florine, și el dreptate. M-au săturat, mi-au dat foc la hotel, m-au înjurat, m-au bălărăcărit. Să vină ei să facă. Zic, băi, nu e momentul acum. Noi o facem, o să fim în play-off și ne împăcăm și cu suporteri. Haideți să mergem înainte. A stat, lasă-mă puțin să mă gândesc. A stat 5 minute și după aceea a venit și mi-a zis, nu, Florine, facem conferința de presă. Este hotărârea mea. Bine, domnule, dacă așa hotărăși și fă conferința de presă. Și atunci s-a rupt ceva. Asta a fost motivul pentru care, de fapt, tu erai la final de contract și nu l-ai prelungit. Deci... Nu, păi asta a fost discuție, noi vorbim de... Nu, dar nu se poate spune că Dinamo te-a dat afară. Nu, eu am terminat contractul. Ai terminat contract. Da, n-a fost. Au rămas datori cu ceva la tine? Da, eu n-am luat salariul din octombrie. Din octombrie? Da. Deci, cât, practic, cât? 6 luni, 5 luni? Cam octombrie până în iunie. Și? Îi dai judecată? Se ocupă avocații. Am încercat să mă discuție. Pentru că asta, toate procesele pe care le-ai avut, le-ai câștigat. Păi, dar n-am, ce să fac noi dintre să-mi apără drepturile? Da, sigur, că toată lumea o să spună prunea scandalagiu. Păi ce scandalagiu, domne? Plătește-mă, că sunt drepturile mele financiare. Nu mi le-am cerut în perioada cât am fost acolo, pentru că mi se părea normal să-și ia oamenii ăia săracii care aveau la săftica 2000 de roni sau 1500 de roni și am fost înțelegător. Am avut o discuție cu avocatul domnului Goiță, cu Vali Gheorghiță, și l-am rugat frumos, băi, haideți să facem ceva, o hârtie, nu mi dați acum, mi dați peste un an. Da, să vă angajați că mi-i plătiți. Că plătiți și mie salariile. Florine, da, nu cred că o să fie probleme, dar mai discutăm. Și n-am mai avut cu cine să mai discutăm. A rămas mai discutat și pentru acum. Că el le-am zis, dă urât, o să dea urât și pentru voi, și pentru mine o să fie urât. Haideți să le punem pe hârtie, nu acum, când e moment greu. Peste un an, peste 2 ani, vedem când se pot achita. Auzi, dar spune, de... suma cât e? 45.000 de euro am visat eu? Cam pe acolo, da. Am citit undeva. Păi 5.000 salariu pe lună, că a fost făcut public. A, păi înseamnă că sunt 9 luni. Păi octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, 13, jumătate deci din... Deci 9 luni. Da, 8 luni și jumătate. De altfel, cu Iași ai avut proces? Cu Iași am avut pentru proces bani. Pentru că am fost dat afară înainte de finalul termenului de contract și am avut o clauză de reziliere. Așa, și ți-au plătit-o? Mi-au plătit-o. Cât? Păi a fost 20.000 de euro. A, 20.000 o bagatelă pe lângă cât ai luat de la federație. De la federație ai luat o căciulă de bani. La federație au fost în jur de 280. Dar știți, istoria că ați... Nu, hai să o rediscutăm, dar întâi să le spun eu celor care se uită că Prunea a fost implicat în așa numitul dosar mită pentru arbitri. DNA Argeș l-a acuzat că ar fi luat bani de la M-a Penescu. M-a trimis în instanță, am fost trimis în instanță. Așa. Federația l-a dat afară. Nu l-a dat afară. L-a suspendat. A trebuit să-l pună înapoi în funcție, nu l-a pus și până la urmă Prunea i-a dat în judecată pentru că tribunalul, instanța a hotărât că el n-a avut nicio implicare în dosarul. Am fost achitat. Pentru că a fost achitat. Și de aici, în continuare, spune tu. Și de aici am avut o întâlnire cu actualul președinte al Federației Române de Fotbal la Federație, de față domnul Chivorchean și Gabi Bodescu, în care... Chivorchean era pe vremea aia secretarul general. Secretar general, da. În care mi-au spus, trebuie să te prezinți la servici de mâine. Eu mi-am dat seama că e ceva în regulă. Eram la Iași, eram agrenat, chiar lupta de retrogradare. Eu nu puteam să las la Iași și l-am... Sunat pe tu erai, scuze-mă, președinte executiv la Iași. Nu, dar și erai la federație, nu, fusese, deci în momentul fusese care șeful relații internaționale. Da. Ei știau că eu nu pot să mă întorc la federație. Da, că erai angajat la Iași. Eram angajat la Iași și au încercat un șantaj cu mine. Și i-am zis, băi, băiatule, că așa vorbeam cu el. Nu încerca să faci șantaj de ăsta, cu mine nu merge, eu nu plec de la Iași. Eu îți fac hârtie de mâine să vii la servici și te dau afară. Fă ce vrei, nu e nicio problemă. Dar vezi că am drepturile financiare, hotărârea definitivă asta cu drepturile financiare. Păi cât e? Păi vreo 270.000 de euro.
Păi Florine, și nu putem să vă găsim înțelegere? Păi cum, ți-am spus eu ceva? Îi dai 2 ani, hai să facem niște documente, mi-i dai în 2 ani. Bine, haide, du-te și așteaptă-mă puțin dincolo cu domnul Chivorchean, că am și un interviu cu un ziarist și după aceea venim, faceți voi actele și eu le semnez. Bine, domnule. M-am dus în camera de vis-a-vis cu Chivorchean, am făcut actele cu avocatul meu. A trecut o oră jumate. Stăteam acolo și zi lua avocatul meu, băi, du-te și vă scrie ceva în regulă. Păi ia vezi, semnează documentele sau nu le semnează? Vine avocatul înapoi, spune, m-a dat afară din birou. Zic, cum te-a dat afară din birou? Cine? Burleanu, mi-a zis să ies afară din birou. Când am văzut asta, zic, ia număr de registrare pe documentele, le făcusem deja. Da, ce da, vorbisem? Da, da. Ia număr de registrare pe ele și ia-le cu, și hai să mergem. După aceea, după 6 luni, vine hotărârea definitivă. Eu cum făcusem, că eu mă înțelesesem? Să-mi dea bani în 2 ani, în 4 tranșe, în 2 ani, atenție. Așa. Și renunțasem și la 60.000 de euro. Deci, luam decât 200.000 în 4 tranșe. Când a venit hotărârea instanței, mi-a dat 272.000 într-o singură tranșă plătibilă în 10 zile. Și asta a fost tot ce ai luat? Da. Deci și asta a fost 270.000. Că pe urmă s-a zvonit că ai luat 500.000, că au fost penalizări. Păi cu taxe, contract de muncă 72% sunt taxele. Mă rog, taxele au plătit ei, că nu le-ai luat. Ei, păi bineînțeles. Deci tu în mână ai luat 275. Eu în mână 275. Deci ești un om bogat, deci pe 8 august chiar poți să ne inviți pe toți. Ce problemă? Da. 20.000 de acolo, deci asta a fost, 275 asta a fost, de aici. Asta a fost istoria cu banii de la Federația Română de Fotbal. De atunci mai ai vreo relație cu Burleanu? Nu, am fost membru în comitetul executiv și în comitetul executiv s-a încercat o negociere cu mine în fața membrilor comitetul executiv, mai mult o forțare de mână, domnilor, pentru dezvoltarea fotbalului românesc. Îl rugăm pe Florin Prunea să-l lase și pe noi cu banii ăștia. Și zic, domnul președinte, dar spune și membrii comitetului executiv negocierea care ați avut-o cu mine și când am stat dincolo cu actele în mână 2 ore. Hai, spuneți-le, știți, domnilor, membrii comitetului executiv, se uitau toți la mine așa și la Burleanu. Bineînțeles că n-a avut ce să zică și am zis nu. Mi-a virat bani în cont în 24 de ore. Și mi-a virat bani în cont, că știți cum. Asta pentru că instanța te-a achitat, n-ai avut practic în... N-am avut niciun amestec. Bun, dar în dosarul DNA-ului ce scrie? Adică de ce erai inculpat? Convorbiri telefonice între angajații lui Penescu, referitoare la mine. Dar nu că vorbisești tu cu vreunul de ei. A, vorbeau ei între ei. Aveam. O singură convorbire era cu mine în care a vrut unul să-mi dea 20 de mingi și care i-am zis dacă te prind cu mingile la mine în birou, te iau la șuturi. La mine n-ai ce să cauți. Și consider și acum că în acest 20 dosar... de mingi, mingea ce era, știi cum se zice? În, păi așa a zis procurorul, că iau, că a vrut să-mi dea 20 de mingi. Da, pe vremea cooperativei, portocala era 1000 de dolari. Da. Viu la tine cu două da. Portocale. Eu și acum spun cu tărie și afirm cu tărie că în acel dosar sunt oameni nevinovați care au făcut pușcărie. Cine? După părerea ta. Majoritatea dintre ei. Savaniu. Cel puțin, Marcel a fost achitat. Savaniu. Da, el a fost achitat. Și care, atenție, a fost și arestat. El a făcut 2-3 săptămâni de arest preventiv. Dar probabil că și dar, repet, știu, da. Și acum... Și Savaniu, spun, pentru că am văzut, judecată. Că am văzut dosarul, Corpodean a făcut pușcărie nevinovat. Da. Nevinovat. Și mulți dintre ei de acolo, din dosar. A și dispărut din fotbal, practic, după... După aceea și-a dat demisia și de la AJF, de la Alba și n-a mai... Da, dar a fost un abuz. Era o perioadă în care se făceau abuzuri, dar că nu cumva să mai fac și azi. Adică nu da. Sunt eu în măsură să pun note. Deci, și la Dinamo de, ai plecat, de fapt, supărat pe Negoiță, supărat... Cu Dănciulescu ești în continuare prieten, nu? Sau te-ai supărat și pe Dănciulescu? Nu. Nu țin legătura și cu Danciu, țin legătura și cu băieții. Nu prea mai sunt jucătorii care i-am adus. Nu mai am niciun jucător acum, în momentul de față eu, din care am adus. Ultimul a plecat Ricardo Pisciteli, care cred că este o mare greșeală. Și a plecat că l-a lăsat să plece. Gratis, un portar de 26 de ani. Eu, părerea mea, în primii 3 portari a campionatului, nu știu statistica dumneavoastră ce spune, dar este în primii 3 portari a campionatului și dovadă că a semnat imediat la Madeira, în Portugalia, la Național Funcea. Bun, dar cine face greșelile? Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă acolo. Adică astea un sunt niște greșeli împotriva intereselor clubului. 26 de ani. Un portar care a venit gratis, un portar care mai avea contract încă 3 ani. 6.000 de euro salariul pe lună ne-au venit. Bun, de ce n-au cerut 100.000, 200.000, 300.000? Nu pot să-mi dau seama ce s-a mai întâmplat acolo. Când am văzut, adică eu auzisem. Adică Nistor totuși au luat, eu știu, un sfert din cât era cazul, dar tot au luat ceva. El a vrut ceva. Să plece de mult, a vrut să plece din iarnă. Eu tot trăgeam de și am tras de el să plece. Da. Nu numai el, și alți jucători. Pentru că situația a săturat. Restanțe de 4 luni, chirii de nu știu câte luni. Și așa, atmosfera de la echipă. Nu era nimeni să vină să vorbească și cu ei. Că noi le ziceam, și eu, și Danciu, și antrenorii.
Dar nimeni din conducere să nu vină să vorbească cu ei, să le spună. Păi, tu nu erai conducere, ce Dumnezeu? Păi, dar eu ce să le spun, că mă întrebau și pe mine, domnule, dar ni s-a promis asta. Dar Bălănescu înțeleg că venea la echipă. Nu venea nici Bălănescu. Păi da, dar venea, dar venea, dar nu spunea nimic. Venea, dar se uita la mesaje, la telefon și citea presa. Păi ce să le spună Bălănescu la fotbaliști, Ovidiu, când el i-a băgat în șomaș tehnic pe fotbaliști și l-a luat salariul întreg? E singurul care nu s-a băgat în șomaș tehnic. Păi e posibil așa ceva? Așa a fost și la Iași, da. Și la Iași au făcut la fel. Bun, cu Paraschiv la Iași, dar mă rog, ăla a justificat că trebuia cineva să gestioneze și avea nevoie, nu putea să fie în șomaș tehnic. Bun, acum tot se vorbește, se vorbește că se vinde Dinamo. Crezi în varianta asta? Spaniolii aia există. Eu am spus-o de la început și rămân consecvent. Negoiță va vinde, vrea să vândă Dinamo, dar nu va vinde oricui și în orice condiții. De aceea, că au fost și spanioli sau sunt. Am auzit și eu discuțiile, i-am văzut și pe acolo, pe la Pălarin, cu Țânțarul, cu Țănarul. Dom'le, se întâmplă ceva, că negocierile astea, cu oricine a venit, ele avansează și când se ajunge la final, se opresc. Eu nu pot să-mi dau seama. N-am fost angrenat, nu știu, la mal, n-am văzut documente, așa. Da. Nu se semnează. Când se semnează documentele, se întâmplă ceva. Și atunci mă gândesc, ori apare altceva pe ultima sută de metri, în aceste audite, în care schimbă se... cineva condițiile, pune alte condiții. Nu știu, condiții. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Da, spune-mi, Florine, crezi că lipsa stadionului e un argument ca această vânzare, negociere să tot întârzie, să tot tergiverseze? Nu cred. Toată lumea devine, dom'le, Dinamo nu are stadion. Nu de cred. Parcă ar juca echipa mai bine dacă ar fi un alt stadion. Nu cred, cu toate că ar fi... Ai avea, sigur, ai ar fi, pe masă, ar fi, s-ar înviora asta fără îndoială. Cu siguranță, da. Contează. Dar uite, exemplu este... Craiovei. Exemplul Craiovei este unul clar. Vorbim de Craiova, bine. Craiova, ne-au văzut, cel mai bine organizat club din România. Pe toate palierele. Deci da, plecând, de la, plecând de la executiv... Mai trecând... organizat decât CFR Cluj? Da. Deci asta e părerea ta. Craiova, părerea... cea mai, cel cea mai bine, bine organizată club. Echipă din Liga 1. Marketing, ticketing, tot ce vrei. Uitați-vă că ei numai din bilete țin. Două meciuri pe lună acasă, țin echipa. Bun, acum, de când s-au închis porțile stadioanelor, sigur. De când s-au închis porțile stadioanelor, sigur. Craiova e echipa care a pierdut cel mai mult, că a pierdut și ca bani și ca sprijin, că avea 15.000, 20.000 de spectatori. Puneți, timp ce altele jucau cu 300.000 de abonați, au 10-12.000 de abonați. Da. Contează. Nu știu dacă mai sunt echipe Liga 1 care au așa ceva. Eu cred că nu. Când ai apărat tu la Craiova, tot nebunia asta era? Adică tot suporterii erau atât de devotați sau au devenit cu timpul? Erau mai devotați, că atunci nu erau împărțiți. Era numai Universitatea Craiova. Noi jucam cu 40.000 de spectatori. Mi-aduc aminte ultima etapă acasă cu Sportul. Erau 40.000, 30 ceva de mii tribună și încă vreo 20 ceva de mii pe la 20.000 afară, da. Nu mai spun că jucam, da, cu Steaua, aminte Dinamo. De meciuri de alea, cu Benfica și cu nu știu ce. Da. Nu mai spun că jucam cu Steaua și cu Dinamo sau meciuri de cupă când jucam pe la Pitești sau... Păi când am scos Steaua la Pitești semifinale în anul acela, i-am bătut la Pitești 2-1, noi de la Bal și până la Craiova n-a putut să mai meargă autocarul. Toată lumea din Bal și era ieșită pe străzi, era și să ne dăm jos să vorbim cu oamenii. Erau... Nu erau împărțiți cum sunt acum și e păcat, e păcat. Stai că acum a promovat și echipa lui Michitelu, iar o să se ia la ceartă, o să fie iarăși acolo. A promovat și echipa lui Adrian. Adrian, atenție, financiar, se poate lupta, cred eu, acum în momentul de față, cu orice echipă. Pentru că am înțeles că și-a rezolvat și problemele financiare. E adevărat, Michitelu a mai avut bani și a rămas fără ei, să nu se întâmple. E Marcel acolo, l-a luat pe Marcel, acolo. L-a luat pe Marcel pe Pușcaș, care Marcel este un om de fotbal veritabil, se pricepe la fotbal. Da, a sigur. Făcut administrație în fotbal și cred că a făcut o mutare deșteaptă și acum depinde să-și facă lotul și să se bată din vară. Bun, hai că am lămurit niște chestii, nu până la capăt, dar așa rămâne pentru o emisiune viitoare. Păi ne întoarcem la Națională. Coșmarul din 1994, ia zi. Păi acum a venit un coleg al dumneavoastră când îmi punea la valiera și așa. Spunea... Domnul Plunea, am văzut acum, pandemia a fost, s-au dat iarăși toate meciurile și toată lumea stând acasă se uitau la meciurile noastre din 94. Luna trecută, cred că l-a dat pe toate și a fost și meciul cu Suedia. Și mi-a zis, domnule, eu nu înțeleg de ce toată lumea și aduce aminte de faza aia. Dar după faza aia, ați avut o intervenție într-o dublă fază. A scăpat iarăși Kenneth Anderson cu mine, l-am respins în jos, a sărit mingea la Henrik Larsson și iarăși am parat-o. Și zic, băi, să spun ceva. Pe mine m-a iertat lumea și pentru faza aia. Sigur că mai mă înjură lumea și acum.
De exemplu, vă dau un exemplu, când am venit de acolo. Noi când am aterizat, n-am aterizat la București prima dată, am aterizat la Timișoara, ne vă faceți aminte, când am venit din America. Pentru că la Timișoara erau în jur de 100.000 de oameni la aeroport. Și au rugat, domnule, vă rugăm frumos, primarul Timișoara de atunci, nu cine era, Ciuhandru, dacă nu mă înșel, aterizați că e lumea la Timișoara, vă rog frumos. Și când a aterizat avionul la Timișoara, ne-a Ovidiu, am rămas în avion și nu m-am dat jos. Și l-am văzut pe Neapuiu că vine, băi, Hanțule, unde ești? Hai, trei jos. Neapuiule, eu nu cobor. Uite câtă lume afară, mă omoară ăștia. Băi, tu n-au să cobori, vină cu mine, cobor cu mine de mână. Și m-a luat Neapuiu de mână și am coborât și când am auzit că am început tot să strige Florin Prunea, zic, aoleu, m-am scăpat. Da. Și ai, mi-a dat seama că ai revăzut faza. Am revăzut. Ai greșit acum după 26 de ani. 100% e greșeală de portar, că am văzut că mulți spun, bă, că dacă urmărea Gică Popescu, că dacă Didi Dumnezeu ți-a sărea cu el. Păi ce să sară cu el când mingea tot ce trage de 40 de metri, minge simplă. Dacă era Silvică sau eu n-am Neovidiu, la centrele le-am comis, ce să mai. Da, dacă era Silvică sau orice și mai scunde. Și Sterică dacă era. Dar eu n-am sărit pentru că eu, dacă vedeți faza, mie îmi vine de aici, eu joc minge aici, s-o prind. Când a dat la centrale. Da. Și nici eu am sărit atât de la pământ, cu toate că eu am avut de tentă bună. Eu nu l-am văzut Neovidiu. Și mi-a venit de aici din dreapta, dar nu numai mie mi-a făcut. Din spate, practic, și a deviat un gol. Și a lovit-o, dar după aceea s-a transferat în Italia. La fel i-a făcut lui Peruzzi. La fel i-a făcut lui Paliu, că am văzut campionatul Italiei. Aceleași faze. Era o fază care el se lucra tot timpul, jucau pe el și portarul când ieșea, păc. Da, ieșea cu întârziere și ăsta specula și la, de acolo. Am ieșit la 2-1 și m-am întors la 2-2. Da. Cum zice noi format. Da. Frumos spus. Da. Auzi, și tot legat de asta e o discuție care a început și nu se va termina niciodată. Crezi că a greșit Iordănescu că nu te-a înlocuit la penaltiuri? Aveai probabil și o stare psihică mai proastă. Că ai acuzat momentul, nu? Aveam, da, plângeam. Uite, acolo sunt faze, golul Răducioiu. Da, m-am fost învenat să fac o groapă acolo și da, să pun peste mine să nu mai văd pe nimeni. Dar nu a ți-a venit până în cap să-i spui, Neapuile, bagă-l pe stelea, că e... Nu mi-a venit. Și culmea, n-am avut nici noroc, că ei au ratat primii. Da. Deci dacă aveam și puțin noroc, că meciul ăla, Dumnezeu a fost cu noi, Neovidiu, de 4 ori. Am revenit, minutul 88, am egalat. Da, exact. Am dat golul 2. 101, Răducioiu. Am dat golul 2. Au avut jucători eliminat, mai erau 4 minute. Al treilea moment important. Au ratat primii 11 metri. Al patrulea moment important. Deci de 4 ori noi am avut jocul în mână. De 4 ori. Da, și de 4 ori l-am ratat. Și n-a fost să fie. Și am greșit eu. Că dacă eu nu greșeam, jocul era gata. Ei erau 10, da, se știa. Ei jucau cu mingile sus, tare de tot. Jocul era terminat. Ți-a reproșat ceva Iordănescu? Nu, niciodată. Nici Iordănescu, nici băieți. Nici după aia, nici, nici după aia. Și am văzut timpului. Colegii mi-au luat apărarea tot timpul. Mi-a reproșat într-adevăr președintele Federației Române de Fotbal, actual. Actual? Da, nu vă faceți aminte când a declarat că Prunea ne-a nenorocit. Singurul care mi-a reproșat greșeala cu Suedia a fost Răzvan Burleanu. Păi Burleanu de unde știa ce era în 94? Păi atunci era și el. El a descoperit fotbalul odată cu alegeri. Era cu biberonul în gură, probabil, și intram noi dimineața în casă și acum ne înjură pe unde ne prinde, pe cei din generația noastră. Da, nu agrează generația de aur, dar probabil că nici nu. Nu că nu agrează, o ură viscerală față de generația noastră. Gândiți-vă comportamentul lui vis-a-vis de Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte. Știți problema cu șantajul, da? La federație? Nu, ia zi. Cu dosarul, i-a futurat dosarul, acum pleci de la federație, ia uite ce am aici. Știe Burleanu foarte bine ce zic eu. Așa. Și după aceea când l-a dat afară și Didi, știți foarte bine că făcuse o chestie personală din chestia asta și tot îi spuneam toți, bă, dar lasă-l în pace, lasă naibii Didi în pace. Bă, viața merge înainte, noi nu murim de foame, avem familie, avem copii. Didi la toate emisiunile și înainte, ți-au zis că Gică Popescu a și spus că în timpul înainte să moară Didi i-a dat un mesaj lui Gică și i-a zis bravo capitane, că Gică combătea cu argumente clare împotriva actualului președinte al federației. Și Didi i-a dat mesaj înainte să moară. Ăla a fost ultimul mesaj pe care Didi Prodan l-a dat la telefon. Și tot la Răzvan Burleanu s-a referit. Da, acum nici nu e... Aduceți-vă aminte ce i-au făcut, ce i-a făcut copilul Hagi când îl puneau să care echipamentul, celebrul director tehnic ăla unguru, cum îl cheamă. Când îl punea pe Hagi, copilul Hagi să care echipamentul. Aduceți-vă aminte declarațiile acum la oamenilor din fotbal, ultimul, dacă nu mă înșel, Dani Săilă, care spunea că de ce ia pe Hagi la echipa națională, pe băiatul lui Gică. Pe dumneavoastră nu credeți că plecau toate astea. Bine, acum vrei să spun ceva, e și vina voastră. Totuși, acel campionat mondial din 94 s-a jucat fără contribuția lui Burleanu. Nu, trebuia să fi contribuit și el cu ceva, că el e, cum să spun, și ou și găina. Înțeleg? Nu mai spun. Întâlnirile. M-am întâlnit, de exemplu, că eu fiind delegat UEFA, mai mă întâlnesc. Meciul la Ipana, m-am întâlnit cu
Savicevi și mi-a zis ce s-a întâmplat la meciul Muntenegru România, la masa oficială. Când l-a întrebat pe Burleanu. Unde e Belodedici? Da, Belodedici, unde? Unde este? Ce nu l-ați adus la masă? Că ăla-i fratele meu. Păi da, da, a ieșit în oraș cu colegii lui să mănânce. Și a doua zi că s-a întâlnit la stadion, l-a întrebat pe el, tot ce faci, nu vii să stai cu mine la masă? Păi dacă nu m-a luat, ce să fac? Da, uitați-vă acum la tragerea la sorți. Nimeni invitat dintre, nu dintre noi neapărat, dar un Hagi, un Gică Popescu. Bine, aia a fost poveste veche, da. Care înseamnă ceva. De aici spun că nu este, dar îți spun ceva, Ovidiu, e reciprocă chestiunea asta. Adică noi, nici voi nu-l înghițiți. De să știe că-l urâm și dacă, ce depinde de noi. E, nu, dacă e, putem într-o zi să dacă facem uriți, ceva, da? 100% nu vă suportați, nu vă agreați unii pe alții. Nu, nu, vă spun că e același sentiment, îl avem și noi, mai ales la Didi Prodan, ce s-a întâmplat și ceilalți. Bun, hai să depășim momentul că avem și lucruri mai bune de făcut în viață decât să discutăm despre Burleanu. Zi-mi, actuala națională, numirea lui Rădoi, care e părerea ta? Mă întâlnesc sincer, cu Mirel, adică... sunt prieten cu Mirel, îl respect foarte mult, dar suntem singura țară din lume care avem doi antrenori fără licență pro. Și nu cred că este... Al doilea fiind Mutu. În primul rând este lipsă de respect față de toți antrenorii din România care și-au făcut școala și care n-a fost ușor să-ți iei licența pro. Că nu toți au jucat la un nivel unde își da, adică permit să fie să-și plătească și să-ți facă cursurile. Dar la Mutu e clar, la Mutu este o numire ca o mulțumire pentru alegeri. Aici nu putem să vorbim. Știți foarte bine că Mutu a atacat pe Lupescu, pe noi tot timpul în campania electorală. Azi el tot timpul se referea președintele meu. Acolo a fost o numire de conjunctură, de mulțumire mai mult. La Mirel este o numire baza unor rezultate care nu pot fi contestate. Cu toate că la turneul final vedem, atunci la Campionatul European, ați văzut și dumneavoastră, echipele n-au venit. Și eu am spus-o de atunci că n-au venit cu jucătorii de bază. Anglia a venit fără 14 jucători. Jucătorii și-au fost plecați în vacanță. Vorbești de turneul final din Italia. Final. Așa este. De altfel se vede... Noi ne-am făcut că uităm elementul ăsta. Da. Noi am mers cu prima echipă, iar ei au avut o echipă împănată de rezerve. Corect. Dar ce vreau să zic? În principiu crezi că ne calificăm, batem Islanda și după aia Ungaria sau... Eu cred că putem să câștigăm cu Islanda. Șansele sunt, totuși, cred că sunt 50-50. Dar jucăm... Nu ne avantajează, jucăm în noiembrie, nu? Da. Octombrie sau noiembrie. Și atunci nu o să fie simplu. Jucăm condiții speciale, destul de departe. Islanda o deplasare lungă și da, în condiții da, speciale. Acum știi la fel de bine ca mine că Islanda nu mai e echipa mai este, din corect. Urmă cu câțiva ani. Nu mai este, nu și mai este. Îți spun ceva, Florine. Mă, dacă ne temem de Islanda, cu cine vrem să jucăm? Adică să jucăm numai cu Cipru? Dacă noi depășim Islanda, ar fi o performanță incredibilă și vă spun și de ce. UEFA în ultimii ani i-au făcut aceste competiții, Nations League și astea, ca să fie să înlocuiască datele din calendar, datele amicale cu oficiale și pentru a mai ajuta, vedeți că UEFA ajută tot timpul Neovideo, Federațiile Asociaționale cu bani. Ultima dată sunt acești 4.700.000 de care toată lumea spune și e adevărat, eu am văzut documentul. Care UEFA i-a trimis strict pentru combaterea COVID. 300 de euro plus banii de la FIFA. Plus banii de la FIFA. Câți bani din ăștia s-au dus către cluburi? Eu sunt convins că va face, pentru că de gura mea, de gura lui ăla sau care mai dăm din gură, el se sperie și o să vedeți că o să dea niște bani la cluburi. Fie că va suporta niște părerea mea e că nu o să dea. Din potrivă, faptul că presa susține un lucru, îl încrâncenează și face exact invers. Nu se poate, va avea probleme. Și nu e... El se sperie când vede că are un club o reacție vis-a-vis de tâmpenile pe care le face. Da, banii sunt clar, sunt trimiși sunt pentru punctual, a ajuta fotbalul, punctual. Sigur, să iasă din COVID-19. Din criza provocată de COVID-19. De asta spun că noi am ajuns aici datorită unei șanse. Noi, normal, din luna a treia valorică, n-aveam ce să căutăm aici. Să mai avem șanse și în momentul de față să jucăm pentru turneul final. Ăsta este numai și numai meritul UEFA, care face din aceste competiții cât mai multe jocuri să... Da, banii se meargă este globalizarea, să vină toată lumea, să încearcă să egalizeze, să aibă șanse toată lumea. Din păcate suntem în urmă la treia și la următoarea tragere la sorți, tare mi-e frică că ne vom trezi iară. Și greu vom ieși din această urnă, Neovide. Că dacă ieși, te uiți la primele două grupe valorice, primele două urne, să vezi cu ce echipe poți să pici,
te trezesc că piși cu Anglia-Spania sau Italia-Germania sau mai știu eu ce, Belgia-Franța. Păi ce șansă ai, Ovidiu, să fii pe locul 2 vreodată cu astea două? În grupele da, astea. E corect. Și atunci foarte greu vom mai reveni acolo unde ne dorim cu toții, și noi, și lumea fotbalului, și suporterii. Dar asta este politica actualului președinte al Federației Române de Fotbal. Dacă ei n-au fost în stare și totul a plecat din Muntenegru, unde știți, Ovidiu, că dacă noi marcam la... mai ne trebuia un gol. Dom'le, și cum l-a văzut pe Tătărușanu, că la 1-0 trage de timp, era minutul 88. Zic, opa, bă, să vezi că ăștia nu știu că mai trebuie să dăm un gol. Nu era vina președintelui că probabil așa li s-a spus. Să joace. Dar tu nu ai pe... tu nu te pricepi, că știe toată lumea că nu se pricepe. Dar ăia de pe lângă tine, ai secretar general, bine, caratistul, nici ăla n-are nicio treabă cu fotbalul. Dar sunt alții, nu, Ovidiu, oameni de fotbal acolo. Când au stat Tătărușanu că trage de timp, zic, bă, să știi că ăștia nu mai știu. E vina corpului tehnic, și bă, de, de atunci ne-a Ovidiu, ne-a dus în urna a treia. Noi dacă câștigam 2-0 acolo, eram în urna a doua valoare. Și de atunci a început decăderea echipei naționale. Bun, ia zi-mă, hai să mai să schimbăm un pic subiectul, că văd că ești foarte înverșunat când e vorba despre Burleanu. De ce ești între puținii reprezentanți ai generației de aur care n-au ales antrenoratul? Tu te-ai îndreptat către executiv așa. N-ai vrut să fii antrenor? N-ai calități pentru asta? Nu, Ovidiu, știți când mi-am dat seama că nu sunt făcut pentru antrenorat? În momentul în care am început treaba la AFAN. Știți că noi așa, am da, da, ai fost împreună cu Alex Rădulescu și cu Ionuț. Eu am fost vicepreședinte. Ionuț președinte de onoare și Alex Rădulescu președinte executiv. Alex Rădulescu, scuze-mă, mai e în pușcărie? A ieșit? Nu, a ieșit, dar este într-o situație foarte precară. Stă la copii, nu ne mai recunoaște, este bolnav. A, cu sănătatea, cu zici. Sănătatea, da. A stat câțiva ani buni. A stat 12 ani sau 13 12 ani. Bine, pentru da. Crimă. A plătit pentru greșelile lui. Bine, când omor pe cineva e foarte grav, nu știu cât poți să plătești. Da, Doamne ferește, Doamne ferește, ferească Dumnezeu, o tragedie pentru, și pentru familia lui băiatul ăla sărac. Era singurul băiat, pe toți familia singurul băiat la părinți și familia decedatului și el cu copiii și nenorocit, despărțit, părăsit și de soție. O situație foarte delicată are. În fine, și am început treaba în administrație și mi-a plăcut. Și atunci mi-am dat seama că e bine să fac administrație. Cu toate, cum a spus și dumneavoastră, eu când am început administrație, din colegii mei nu aveam niciunul în administrație. Toți au luat-o spre partea tehnică. Da, după sigur. Aceea a venit acum Gică Popescu, eu știu. Dar în rest, știți foarte bine că sunt foarte numeri pe degete care au început administrația. Și mi-era greu, că una este să te întâlnești cu un fost coleg de-al tău care ai jucat și care te înțelege, înțelegi fenomenul, și să te întâlnești, eu știu, cu alții care n-au nimic în comun. Bine, și Lupescu e în administrație și... Da, da, el a încercat, tu n-ai încercat deloc antrenor. Și cam atât. El a încercat. Eu pe l-am avut antrenor la Bacău. Nu, nu, tu zic, n-ai încercat, n-am încercat niciodată. Nu. Nu mi-a plăcut. Cred că nu am răbdare, n-aș avea răbdare, pentru că, cum a spus și dumneavoastră, sunt coleric, așa. Ești mai răbdare. Aprig, așa, sunt mai aprig, așa nu zice coleric. Da. Oltean, portar Oltean, să zic. Așa. Da. Și n-aș avea răbdare și nu mi-a plăcut. Și mi-a plăcut administrația și îmi place ceea ce fac. Bun, și acum ce faci? Că acum ești șomer de lux, acum ca să zic așa. Acum suntem, am doi nepoți. Să străiască. Unul de 3 ani și unul de o lună. Cam repede, la 52 de ani. Cam repede, da. Dar sunt bucuros, îmi omor mare parte din timp cu ei și, bineînțeles, cu dumneavoastră vă privesc. Pe bun, mai și, la o emisiune, mai... și n-ai de gând să te angajezi? O să vedem. Adică bănuiesc că ai atâția bani că poți să stai liniștit acasă. Am reînceput treaba la UEFA, pentru că eu, fiind președinte de club, eram în incompatibilitate și nu mai aveam voie să merg delegat la meciuri decât interțări sau U21 și acum mi-am făcut hârtie. Păi da, ai voie la UEFA fără recomandarea Federației? Eu sunt pe un loc special acolo. Federația Română de Fotbal ne-a scos pe toți și pe mine m-a scos primul de pe listă. L-a scos și pe Patrițiu Abrudan. Da, știu. Aminte, ăla a fost un abuz. I s-a reproșat faptul că de ce s-a întâlnit cu Lupescu în campanie electorală la Cluj. De aia a fost scos, ca să spunem adevărul, Patrițiu Abrudan, de aia a fost scos pe seara de observatori, unul din cei mai mari arbitri și unul din cei mai buni observatori și un om da, de o calitate serios, director de bancă, un om adică de o calitate nu... incredibilă. Și l-au scos de pe listă. Dar UEFA a spus, domnule, ne pare rău, noi pe Florin Prunea îl știm de 10 ani de zile, este un fost jucător, a participat la două turnee organizate de noi, două europene, două și mondiale. Două mondiale, da? Este un observator foarte apreciat de către noi, își face rapoartele foarte bune, îl trimitem în inspecții să vizionze stadioane și a zis nu, pe Prunea îl oprim. Au făcut scandal Burleanu acolo și a zis, domnule, nu se poate, că numai dacă ești din Federația Română de Fotbal, a zis, nu, domnilor, noi la UEFA avem niște locuri speciale pentru foștii jucători.
Așa, și așa, și așa acum reintri în corpul observatorilor. Am fost și până acum. Ai fost și eu până am vrut acum. Să mă dea de acum 6 ani, 7 ani afară și pe mine, dar nu s-a putut. Am înțeles. Da. Și bun, am făcut hârtie și încep treaba la UEFA, începând de luna care vine, sunt delegat la meciuri. Nu ții niciun job, nimic, stai așa, cu nepoții, dar nu te plictisești la un moment dat? Păi mă plictisesc, dar deocamdată aștept. Eu nu mă plictisesc că n-am nepoți, dar tu dacă ai doi... Da, nu mă plictisesc, că privesc, sunt aproape de fenomen. Aștept și eu acum să dea drumul la stadioane să merg la meciuri, privesc, stau la toate ziua și mă uit la meciuri, că n-am ce să fac. Adică nu e nicio ofertă, nimic pe piață? Nu, am avut o discuție cu un club, dar nu este momentul. E momentul să-mi spui clubul sau să te duci? Nu, e nimic. E un club de Liga a doua, nu e nimic de ascuns. Un club de Liga a doua, nu pot să-i spun că am rămas ca da, cu patronul echipei să mai discutăm, dar să rămână numai între noi. Aștept să treacă. E o situație specială și în fotbal. Vom vedea. Dar sigur că voi începe treaba tot în administrație. Da, păi acum e greu să te apuci de antrenorat, nici nu se pune problema. Ce Dumnezeu. Zim, avem și o chestie mai puțin plăcută, așa. Mă rog. Faptul că ai fost prins băut la volan și ai avut carnetul suspendat și... Am fost la un meci de Wolfsboy la... Ca să vă spun cum a fost. La un meci de Wolfsboy la Ploiești. Am stat acolo la masă, am băut o jumătate de bere. Ca să vedeți cum e. Când se mă scol de la masă, apare moșul Doroftei. Așa. Florine, fratele meu, ce faci? Nu ne-am văzut de... Hai, mai stai și tu cu mine să bem un par de vin. Băi, nu beau că sunt cu mașina. Băi, te rog eu frumos, doar dai noroc. Și ai plecat. Stau și cu mine, uite, sunt și băieții aici, stai, după aceea să-ți arăt și eu barul meu, zic, băi, eu nu stau, moșule, că nu sunt cu mașina, și așa am băut jumătate de bere. Am dat noroc cu el, nu știu dacă am băut o gură de vin. Și am luat-o, am intrat în București, ca să vedeți cum e. Așa, când e să ai ghinion. Daniel Nanu în dreapta mea, colegul dumneavoastră. Și el spune, du-mă și pe mine până în Colentina. Și zic, băi, Daniel, haide, bă, că nu, te rog eu frumos, și așa vreau să las mașina undeva aici, că e plin de poliție până oraș. Și să plec acasă. Hai mă, du-mă și pe mine până în Colentina, până acasă. Mă lași pe mine acasă, rog eu frumos. Și m-a dus pe Daniel până în Colentina. Când m-am întors din Colentina... Nu stătea în Colentina, că acum suntem militari. În Colentina l-am dus. L-am dus pe acolo, l-am lăsat pe acolo. Când am lăsat, după ce la 50 de metri, după ce am lăsat pe el, trage pe dreapta. Ca să vedeți cum e. Tras pe dreapta, domnul, m-a întrebat, ați consumat? Am consumat. Evidența nu pot să o iau. Trebuie să suflați. Da, n-am niciun fel de problemă, n-am opus niciun fel de rezistență. Am dus la IML, au urmat procedurile. N-au ce, mi-am cerut scuze și am fost judecat și nu mi-a dat cu suspendare. Nu mi-a dat nici muncă în folosul comunității, mi-a dat 9 luni cu amânarea pedepsei. Aha. Dar nu e vorba de cazier sau... Bine, dar ai, cum să spun, precursori celebri și Pancu și Tama și acum... E cea mai mare tâmpenie, le spun la toți, să nu se mai urce boz la volan. E cea mai mare nenorocire. Un an de zile am stat în Ovidiu fără să conduc. Un an de zile am stat. Fără carnet? Fără carnet, da. Am avut șofer, mi-am plătit șofer. Bine, ai avut din ce? Că sunt unii care, dacă rămân fără carnet, să nu... au bani de autobuz. E cea mai mare tâmpenie, cea mai mare prostie. O lași acolo, ai acum taxi, ai Uber, 12 lei, 15 lei, o lași acolo, ai închis-o, te duci acasă frumos la familie și îți vezi de treabă. Așa e, ai... nici nu e de comentat pe tema asta, sigur că ai dreptate. Spune-mi ca jucător, că ăsta e un alt capitol, dar ne-am cam lungit și nu mai avem timp să-l mai dezvoltăm. Meciuri trucate, ceva? Ți-aduce aminte? Toată lumea vorbește de perioada cooperativei, când meciurile erau strategice, cum le-a numit Iordănescu. Multe rău. Multe, nu? Dar n-ar fi corect să spun care. Mult. Erai la Dinamo? Erai la Craiova? La Craiova nu, n-am jucat niciun meci. Aranjat. Da, la Craiova, da, la pe Dinamo, la Craiova da. Ne băteam la campionat, n-aveam. Da, la Craiova Dinamo, ne da. Băteam cu Dinamo, cu Steaua. Dinamo, Bacău, da. Dar să, bineînțeles, să câștigăm. Apropo, la Bacău ai lucrat cu Sechelariu, ce fel de tip era, Dumnezeu, serios? Un om extraordinar. Un om care iubea fotbalul, era excentric. Un om care dacă aveai orice argument în fața lui, un om care, în primul rând, cerea corectitudine. Era într-adevăr extrem de exigent. Te încerca de 20 de ori. Pe mine m-a pus la încercare de... Păi știți cum a dat... El m-a dat afară de la Bacău. Am venit de la celebrul meci de la Brașov, când am salvat ultima etapă. Vă aduceți aminte? Da. Cu Tudor Lacetru am apărat 11 metri, eu minutul 87. A dat Cristi Ciocoiu gol. Minutul 60, Cristi Ciocoiu, finul lui. Sechel a acumulat pe Cristi pe Ciocoiu. Da. Când am ajuns la Bacău, după meci, cu suporterii la stadion, el ne aștepta cu plicurile în Ovidiu, uite așa, câte 4.000 de dolari de căciul aveam. Vorbim de 97, erau banus 98.
ne așteaptă în training, stătea paharul de whisky lângă el și banii puși așa. Și începe ședința cu noi. Bă, Florine, felicitări că dacă nu erai tu aparat pe penalti lui ăla, Lăcă era antrenorul la Brașov, minutul 88. Și zice lui Ciocoiu, bă, vreți să spun ceva? Decât să fi dat un gol mai bine retrogradam, finule. Păi de ce, nașule? Păi bă, tu acum toată viața ta o să-mi scoți ochii. Eu când am auzit că îi zice așa, zic, păi domn primar, noi acum venim de pe drum, suntem obosiți dumneavoastră, ne-ați chemat la stadion să ne certați? Auzi, băi bucureștene, tu să vorbești la tine la București, ieși afară de aici. Și m-a dat afară din sală. Eu când am plecat afară din sală... Tocmai apărase și penaltiul, nu? Înainte cu două ore, salvasem echipa de retrogradare. Când am plecat pe parcare, pe acolo, ziariștii erau cu camere, așteptau să dăm interviuri. Și eu am început. Și vară ăsta să vă fie, vă meritați soarta, bă, că mă, dacă îl mai votați pe ăsta primar. E tu gură mare. Mă duc acasă și mă culc. Pe la vreo nouă îmi sună telefonul când văd Chivorchean. Zic, bă, nene, ce s-o fi întâmplat? Băi, Florine, tu ai luat presa din Bacău de azi dimineață? Zic, n-am luat-o, dar mă duc acum jos să o iau de la chioșc. Și când am luat presa în Ovidiu și când am văzut pe toate paginile mari, bă, că oan, vă meritați soarta. Ăsta, făcusem în toate felurile, sechelariu. Cine sună telefonul după 5 minute? Florine, unde ești? Stai acasă, domnul primar. În primul rând vreau să-mi cer scuze, că am citit astea prin presă ce a apărut. Îmi cer scuze, asta e, dar am fost și eu euforic după meci. Te aștept la stadion, vin repede încoace. Eu zic, bă, cred că m-o fi iertat. Când mă duc la stadion, m-a așteptat, era o pungă de bani în dreapta, nu o să-i niciodată, o pungă de bani în dreapta lui. Dragoș Benea, care este acum pe Consiliul Județean, era secretarul lui, omul de încredere. Chivorchean acolo și el și începe ședința. El aici, ora 10:30, parul de whisky, cu gheață. Bă, ce ai făcut tu pentru mine și nu ești Băcăuan. Mai scăpat de retrogradare, eram în divizia B, muram pe ăștia pe toți. Dar îmi pare rău de azi nu mai ești la mine la echipă. Domn primar, nu am ce să zic, mi-e o rușine, de îmi cer scuze, aveți dreptate, îmi cer scuze, asta este, plec. Păi stai așa, nu, că eu sunt dator față de tine. Cred că era un punct, dacă nu mă înșel, vreo 30.000 de dolari. Pe toți mi-a dat Ovidiu. Poftim. Bani mulți, pe vremea. Eu aveam primă de rămânere în Liga 1, 3.000 de dolari. Așa mi-a dat punga. Bă, ce ai făcut tu pentru mine? Dar cu mine nu poți să lucrezi în condițiile astea. Eu dictez aici la mine la echipă. Și mi-a dat o pungă de bani Ovidiu și am plecat de la fac. Așa am plecat de la fac. Bun, Florine, un om, un om, vă spun, l-am da, văzut iubea și, fotbalul, era în, cam și în ultimele clipe de, needucat, dar, de viață. Dar era un om care a da, făcut un bine. Om corect, un om, a făcut bine. Și orașul Bacău, la vremea când a fost el primar, avea șomaj zero și orașul era incredibil de curat. Da, arăta bine. Era schimbat... Bacău, mă rog, acum sunt chestii de-astea politice. L-am trecut acum și am văzut stadionul acolo. Și Iașu arată extraordinar. Iașu este pe toată lumea îl înjură pe... Cum îl cheamă pe suprimar? Pe Nikita. Pe Nikita, care a făcut multe pentru Iași. Eu am lucrat 4 ani cu Nikita. Pentru mine este un om care și mâine, oricine din familia lui, și dimineața, la orice oră, eu am fost și la el când a fost arestat. Între puținii din fotbal care am fost la el și care l-am ajutat și îl sprijin în continuare. E un om pe care îl respect foarte mult. Și care se pricepe la fotbal, Neovidiu. Se pricepe și îi place fotbalul, a fost arbitru, a fost jucător, a făcut foarte multe. A fost jucător, a fost arbitru și mi-aduc aminte când stăteam cu el seara, că el mai venea la stadion, un jucător tenis cu piciorul, n-ai nicio șansă când joci cu el. El bate jucătorii de Liga 1. El? Da, nu știam. În fiecare seară, după ce termina treaba la primărie, era la stadion, se schimba și juca tenis cu piciorul 2 ore. După aceea saună, ne mai chema pe noi cu Antonio, mai stăm de vorbă, ne mai întreba ce face el, acum e, ce mai aveți nevoie. Asta era programul lui. Nu era nelipsit zi să nu fie la stadion. Ai fost în 3 rânduri, dacă eu mi-am notat bine, în străinătate. La Turcia, la Erzurum, la în Bulgaria, la Litex și în Grecia, la... La Skoda. La Skoda Xanthi. A fost și Răzvan. Da. Cu Mazurachi, s-a antrenor. Cu? Mazurachi, s-a antrenor. Românul nostru plecat. Da. Domn profesor, da. Nu te-ai simțit foarte bine. Ai plec... Da, te-ai am dus, plecat. Te-ai întors, te-ai da. Dus, te-ai întors. Nu mi-a plăcut. Și acum, când eu plec, când plec în sănătate, de-abia aștept să mă întorc acasă. Nu știu de ce. O chestie de adaptare. Nu-mi place, nu mă simt bine. Că totuși când ai fost la Erzurum erai tânăr, erai, nu erai, tu ai apărat până la 37 de ani, nu? Am apărat și m-a lăsat din cauza lui Ionuț. Că dacă Ionuț nu venea, nu vrea să meargă la federație, eu jucam, eram la național, la FC Național. Și mai zis Ionuț, haide bă, lasă-te că și așa e, cât mai joci, haide vină lângă mine. Când ne-am dus la federație. De Ionuț Lupescu vorbește. Ionuț, da, de Ionuț Lupescu. Așa, el te-a dat la federație. Da, eu m-am luat la federație și am fost director de relații internaționale. E o chestie de adaptare, exemplu în Turcia. București-Istanbul sunt 600 de kilometri. Dar de la Istanbul la Erzurum încă 1600 de kilometri. Hagi mi-a spus că era la Galatasaray no, atunci. Nu, no, stai, București-Istanbul nu sunt 600. 600 sunt neovi. După aia Giurgiu 60 și de acolo 700. Aici sunt. Cam atât ai. Așa.
Și de acolo, de la Istanbul la Erzurum, 1600 de trei ori mai mult. Aproape. Mai schimbam încă două avioane, mai schimbam un avion la Ankara și ajungeam. Mie mi-au spus Hagi, că era la Galata, băi Florine, că i-am zis, băi, că uite ăștia acolo așa, bă, tu știi unde te duci? Zic, bă, unde să mă duc? Nu știu. Păi vezi că acolo este, din octombrie până în martie, sunt minus 25 de grade, că e munte, și vara sunt 45 de grade, 5 de grade. Ei iau un teren, dar e așa, ba e înghețat, ba e pârlit, ars de soare. Și mă gândeam, zic, bă, da, dacă o fi așa, cum se zică. M-am dus și am semnat la Ankara, în cantonamentul echipei. Am negociat și am semnat. 16 jucători noi eram. Mulți, vreo 10 turci germani, veniți din Germania să joace. Da, da. Și mi-au spus, i-au zis, vorbind, bă, da, să vedeți Erzul, mă, frate. Zic, bă, ăștia cred că sunt invidioși pe mine, că am luat bani mulți. Și îmi spuneau, frate, nu stai aici, că tu nu stai la Erzurum, cum ești tu obișnuit, nu stai două zile acolo. Zic, dar ce bă, frate, acolo? Urât rău, frate. Și zic, bă, ăștia să vezi că vorbesc așa, că am salariu mare, ca să nu mai semnez, să plec. Și am semnat la Ovidiu și când am ajuns la Erzurum. Dar știu cum să pleci mai repede. Nu vedeam orașul când aterizam. Zic, bă, nene, dar unde e orașul? Am luat-o pe niște mus, pe niște... Zic, aoleu, dar unde e orașul? Și când am ajuns în oraș, la Ovidiu, zic, aoleu, cum plec eu de aici? Am vorbit cu Bașcanu, zic, domnule, eu nu pot să stau, îmi pare rău, am familie, am fetița, era mică, Andra, zic, eu nu pot să stau aici, vreau să mă credeți. Nu pot. În fine, nu, Florine, că vedem, m-am adaptat. Lupescu se duce, era la Bursa, jucătorul se duce să joace la Erzurum. Și mă sună când ajunge în Erzurum și îmi zice, băi, Hanțule, tu ești sănătos la cap? Păi cum ai stat mai aici? Ce cauți aici? Ce cauți mai aici? Zic, băi, vezi că vă dă aia 5 să vezi ce vă aleargă. Tăi, dau-mă antrenor la Bursa. Zic, tăi, bă, că-i batem, dă-i rupem. Când mă sună pe meci, Hanțule, 5 am luat. 5 îl dăduse Erzurum. Da, da. Și nu mai, bine, la Litex am plecat, la Litex o istorie altfel, era Stoichiță antrenor. Eu eram la Energie Cottbus în birou să semnez contractul. În 98 după Belgia-Olanda, campionatul european. Eram să semnez contractul. Și când văd cu Cottbus. Cu Cottbus. Și când văd că cine mă sună, Stoichiță, zic, ce-o vrea, bă, frate? Și zic, Mihai, te sun eu, ies afară că sunt la ăsta în birou, la președinte la Cottbus, acum semnez cu impresarul. Nu semna, și te sun după nu semna bine. Bă, nu semna, ești puțin afară din birou. Și am ieșit afară, zic, da, ce, zi repede. Am semnat acum la Litex, sunt cu Grișa, cu Gace, cu patronul, spune repede cât vrei să vii încoace. București, Lovești, sunt 160 de kilometri, ești aproape. Și zic, bă, n-are cum să dea, aici ăștia îmi dă 30.000 pe lună și îmi dă 300.000 la semnătură. Și a zis, ăla l-am auzit, că în engleză, uite așa, așa, pac, spune repede să vină încoace, să nu semneze, că îi dau și eu tot atât îi dau. Acum, cum să le spun la ăștia? Și mă gândeam, zic, bă, las Germania, las Bundesliga pe Litex Lovești. Aia a fost una din greșelile mari pe care eu le-am făcut. Și m-am gândit repede cu ce zic. Dar cea mai, scuză-mă, cea mai mare greșeală pe care, afară de aia cu Kenneth Anderson, ca să nu o luăm. Ca portar? Da. I-am dat una, am avut două, cred că vă aduceți aminte. Dinamo cu Craiova pe 23 august. Așa. Eu la Dinamo în poartă. 95, 96. Era 1-1. Fază fixă pentru noi. Noi toți pe Craiova să le dăm gol. Degajează unul, nu știu care, tare. Eu ies să dau tare în ea, dar am jocul terenului. Eram în jocul terenului. Biță, nu o țin niciodată, George, sprintă spre mine. În Ovidiu, și când îi dau un țui pe lângă ea, cred că aveam piciorul pe tribună. Ăștia, Biță când a văzut că dau în ea, să fugă repede, în care eu și el. Dar ăștia, Bădiță și cu ea toți, bă, fugi, uite că a dat pe lângă ea. Eu am căzut în curs, a dus Biță cu ea până în poartă. Mamă, halagian antrenor. Acum zic, ce să fac, cum dracu intru în vestiar, până intru în vestiar. Și ce mi-a venit mie în cap, m-am uitat la sticla de apă minerală. Armeanul auzeam de pe hol. Drag, poate să fie, unde e ăla, băi? Drag, poate să fie, unde e ăla? Ne-au văzut când a dat un picior la sticlă de apă, tu mă las de fotbal, nu mai trebuie fotbal, nu mai trebuie să fac ceva, că dacă venea Armanul și ăla era. Și când intra Armanul în vestiar, unde e, bă, Ciorela? Lasă, bă, fratele meu, că meciul viitor totul ne scoți. Cred că s-a speriat profesorul săracul de reacția mea care am avut. Da, și am mai avut una cu Cagliari, Dinamo, Cupa UEFA, pe 23 august. I-am bătut 3-2, dacă ți-ai aminte, cu Leif Sandel, arbitrul la centru, nu ți-am aminte, 3-2 cu UEFA, centrare din stânga și eu am zis, bă, sunt pe linia porții și am vrut să dau așa, peste poartă, plonjon. Nu ai văzut că ne-a luat așa și când ne-a dat una în poartă, 2-2. Ai înfundat-o în poartă. Da, când ne-a dat una, autogol așa, am dat pe spate, zic, bă, să-i dau peste poartă. Când ne-a dat una în poartă, 50.000 de spectatori pe stadion, pe 23 august. Dar am câștigat cu 3-2 minute 90. Hai că mai povestim. Florine, îți mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Te aștept și altă dată cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. Ne revedem cu dumneavoastră săptămâna viitoare de la 8 seara, probabil miercuri. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine.